rând, uitați-vă la superioritatea Scripturii, nu doar la natura Scripturii, la superioritatea Scripturii. Care este afirmația Scripturii din locul acesta? Avem cuvântul prorocie, îmi place teribil expresia asta. Făcut și mai tare. Făcut și mai tare. Este o garanție, da? Este o mărturie garantată, sigură. E mai tare decât ce? Auziți că e important. El spune exegeza pe Scriptură este ceva mai sigur și mai garantat decât experiența. Și întotdeauna veți vedea că există această luptă între experiență și exegeză. Poți să te pui în fața cuvântului lui Dumnezeu să studiezi și să exegetezi, să extragi din Biblie voia lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu pentru noi, sau să cauți niște experiențe din care să afli ce vrea Dumnezeu pentru noi. Și astea sunt două metode rivale. Experiența sau exegeza. Petru ne spune și ne încredințează de superioritatea Scripturii aici. Spune că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Zice, eu vă dau mărturia asta istorică, dar vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu e o mărturie mult mai puternică. Și ăsta e un lucru extraordinar pentru noi. Credeți dumneavoastră, sincer, credeți dumneavoastră că am pierdut ceva prin faptul că n-am fost și noi pe muntele schimbării la față? N-am pierdut nimica. Nu vă vine, parcă, ce spune Domnul Iisus? Ferice de cei care n-au văzut, asta este o experiență, ci au crezut. Au crezut ce? Cuvântul care l-au auzit. Deci Domnul Iisus Hristos pune față în față experiența cu exegeza. Aduceți-vă aminte, vă pot da multe exemple de Biblie. Aduceți-vă aminte, Domnul Iisus merge cu ucenicii pe drumul Emausului. Domnul putea să le spună dinainte: bă, opriți-vă! Mă, zecilor, unde vă duceți, mă? Bă, voi sunteți duși cu Pluta în vans de atâtea ori că o să mor și o să înviez. Uite aici mâinile! Putea să facă Domnul asta din prima sau nu? Domnul nu. Merge cu ei și întreabă: de ce vă întrebați? Ce vă întrebați pe drum? Bă, că a fost, că dezamăgiți, depresiv. Ce spune Domnul? Bă, nu vei vouă oare rușine? Nu, Domnul începe și spune Scriptura că a început să le tălmăcească Scriptura. Foarte interesant. Domnul le dă întâi exegeză și a început de la început și până la capăt le-a arătat în toate Scripturile ce era cu privire la el. Nu-i interesant? Domnul Iisus Hristos le transmite un mesaj. Face cuvântul prorociei mai tare. Zice, e garantat ăsta. Ăsta e confirmat. Și știți ce spune ei după aceea? Ei nu spun după aceea: Domnule, când ni s-a arătat, când ni s-a arătat Domnul Iisus Hristos, era să picăm pe sumasă pe acolo, Domnule, ne-a dat pe spate. Grozavă experiență. Ce spune? Ce spune? Nu ne ardea inima noi când ne deschidea sau ne tălmăcea Scripturile. Înțelegeți? Domnul Iisus Hristos pune exegeza Sfintelor Scripturi, explicarea Sfintelor Scripturi deasupra experienței în care El li s-a arătat și li s-a revelat la frângerea pâinii. Înțelegeți lucrul acesta?